Să știți că deși Ivan Andreea avea să pregătește să iasă din scenă, momentul care vine și pe care îl va realiza primul dintre cântătorii cenacului Flacăra, așa nume, domnul Doru Stănculescu, pe care îl invităm în scenă. Acest moment este legat de Dan Andreea, pentru că ceea ce veți auzi acum este filarmonica Dan Andreea, care însoțește o capodoperă a muzicii noastre. Un cântec numit Ai Hai. Dacă vrei să vă spun ceva. Toată lumea mă întreabă cum de pot eu să spun așa ceva. Încă o spun și o cred și vă garantez că Doru Stănculescu este cel mai mare compozitor în viață al acestei țări. Mulțumesc! Acesta este primul cântec care s-a ascultat, care s-a auzit, care a fost cântat în prima ședință a cenacului Flacăra. Thank you.
cerul largă lumea, naști nimeni că m-am dus bine ca această mini-sinfonie pe care ați ascultat-o acum nu ar fi existat fără contribuția Filarmonicii Dan Andreea. Thank you.